În acest context, sper că în următoarele două săptămâni Parlamentul va dezbate și va vota pozitiv în lectura a doua legea care aduce modificarea și introducerea cotei obligatorii pentru partidele politice, pentru reprezentarea femeilor pe listele electorale de toate tipurile. Și mai mult ca atât, va aduce și modificare în legislație care ar pune penalizări pentru comunicarea sau limbajul sexist, care este foarte des utilizat în comunicarea publică în Republica Moldova.